Imagini de groază surprinse la Eloveni. Un martor ocular al accidentului în care o minoră de 9 ani a murit lovită de un camion a filmat momentul în care micuța este preluată de ambulanță. Atenție, secvențe video care v-ar putea afecta emoțional. Amintim că o fetiță de 9 ani a fost accidentată mortal de un autocamion în amiaza de 17 decembrie în jurul orei 13 lângă școala de arte din orașul Ialoveni. Solicitată telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Silvia Vetcu, a declarat că minora traversa strada regulamentar când a fost lovită de un camion la volanul căruia se afla un bărbat de 64 de ani. Rezultatul etilotestului a demonstrat că șoferul nu urcase băut la volan. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Copila se îndrepta spre școala de arte unde avea un examen la vioară. Cercetările continuă.